sfârșitul lunii septembrie este tranșa a doua de plată la impozitele și taxele locale. Fac un apel aici la suceveni, să fac un efort la suceveni și, în mod special, la agenții economici de această dată să achite aceste taxe și impozite locale. Din păcate, primăria astăzi, așa cum am mai anunțat, are 51.978.137 lei RON, deci cu alte cuvinte 520 de miliarde aproape creanțe din casat, din care aceste creanțe, sigur, sunt majoritate la agenții economici. Peste 505 miliarde de lei vechi au deplătit agenții economici, doar că suma cuprinde și restanțe. Suma taxelor și impozitelor pe anul acesta, care mai trebuie încasată până la scadență, este de 200 de miliarde de lei vechi. Doar 7 miliarde s-au încasat până acum în septembrie. Odată trecut termenul, taxele cumulează majorări și penalități. Sper ca, în urma apelului meu, să în ultimele 3 zile din această săptămână și din această lună, să se facă plăți la Primăria Municipiului Suceava, în așa fel încât să încasăm o parte din acești bani. V-am spus, dacă am încasat suma curentă, care înseamnă 200 de miliarde, vă dați seama că ne-am echilibrat foarte mult din punct de vedere al blocajului financiar și al balanței de plăți. Nici asociațiile de proprietari nu stau mai bine cu plățile către Termica. Dacă în iulie s-au plătit 20 de miliarde și în august 17 miliarde către societatea de termoficare, în septembrie s-au încasat doar 6 miliarde de lei vechi. În aceste condiții și dat fiind faptul că la Termica s-a întârziat cu plata salariilor, societatea amenință din nou că va opri apa caldă la asociațiile roplatnice. Sigur, există un risc să stopăm furnizarea apei calde. Am văzut un avertisment și a celor de la Termica, a sindicatelor de acolo, au și ei dreptate, sunt întârzieri la salarii. Primăria face supraeforturi ca să ținem pe linia de plutire termică, să putem asigura apă caldă și încălzire în iarna viitoare, dar trebuie să facă un efort și populația.